Un grup mai unit și cu mentalitatea total schimbată. Acesta este principalul câștig al stagiilor de pregătire din Antalya pentru CS Universitatea Craiova. Cel puțin așa susține directorul tehnic al echipei, Daniel Mogoșanu. Principalul câștig este grupul. Principalul câștig, mă mai repet încă o dată, este grupul pentru felul în care a răspuns și a acționat în multe, multe momente la cerințele mele. V-am spus că am sesizat o schimbare majoră în cadrul grupului vis-a-vis de felul în care privesc antrenamentele, în care privesc jocul și asta nu rămâne decât să mă bucure pentru ce avem de făcut în continuare. Cu toate acestea, Mogoșanu are și mici nemulțumiri. Sunt mici detalii care trebuie puse la punct legate de anumite aspecte ale jocului, anumite greșeli pe care le-am făcut. Eu cred că am reușit să gestionez foarte, foarte bine această perioadă, dat fiind faptul că în cea de-a doua perioadă o parte din componenții echipei au fost prezenți la echipa națională și mă bucur pentru ei, însă pentru grup. Mi-aș fi dorit ca ei să fie lângă noi, să punem la punct și mai bine lucrurile pe care le-am stabilit. Tehnicianul craiovean spune că pe lângă Ivan, echipa mai are alt atacant de mare viitor. Este Măzărache atacantul de care Universitatea Craiova are nevoie? Am văzut că l-ați folosit destul de des. L-am folosit destul de des. Este un jucător care are un lucru fantastic. O viteză extraordinară, ceea ce ne va ajuta foarte mult. Are lucruri de pus la punct. Este un tânăr care nu a evoluat decât până acest moment, decât la nivelul Ligii a treia. Eu zic că dacă va învăța anumite lucruri, eu spun că Măzărache va fi un jucător de viitor. CS Universitatea Craiova a disputat aseară ultimul amical al celui de-al doilea stagiu de pregătire din Antalya cu Slovan Bratislava, încheiat cu scorul de 0-0. Nu vom mai lăsa Romanul să ne bată la Craiova, au declarat la unison antrenoarea și handbalistele de la SCM Craiova. Confruntarea dintre cele două formații va avea loc duminică în cadrul Ligii Naționale, de la ora 11:15. Duminică vom avea un meci foarte greu, cu o echipă puternică. Fetele s-au pregătit bine în această săptămână. Mai avem 3 zile de antrenamente unde mai avem de pus la punct anumite lucruri și duminică să fim pregătite sub 100% pentru a câștiga această partidă. Trebuie să abordăm partida cu foarte mare seriozitate, determinare și ambiție, pentru că a reușit ca cele 3 puncte să rămână la Craiova. Este un meci foarte greu pe care îl disputăm în fața publicului și, după cum știți, în ultimii 2 ani Romanul a câștigat aici și cred că a venit timpul să schimbăm acest lucru. Ne dorim foarte mult cele 3 puncte și vom lupta pe durata întregului meci pentru acestea. Și portărițele Craiovei sunt pregătite pentru acest meci. Despre portari, sunt bine sănătoși, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Sper să continue evoluțiile bune, după părerea mea, pe care l-au avut, în special în meciul de acasă, fiind un meci de acasă, sper să aibă o evoluție la fel de bună și eu cred că avem toate ingredientele pentru a obține o victorie. S-au antrenat, au fost atente. Craiova vine după un eșec la Brașov și ocupă locul al 7-lea în clasament, iar echipa din Roman se situează pe poziția 6-a.